omul, creația lui Dumnezeu, îl urăște pe Tatălui Ceresc maxim, cu un fel de ură neîmpăcată, pentru că nu-i dă mai mult. Și la fel pe Iisus cel de jos. Când a spus, întoarce și obrazul ce dă-ți și cămașa de pe tine, oamenii nu pot să facă așa ceva. Deci îl refuză, îl resping. Că ce ar însemna închinare la Dumnezeu sau la Iisus cel simplu și modest? Să fii ca și El, simplu și modest. Să fii sluga tuturor ca și Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Nu Doamne, Doamne, nu mă interesează să spuneți Doamne, Doamne, ci purtarea și faptele voastre. Deci omul, creația lui Dumnezeu, îl urăște pe Tatălui Ceresc și mai zice că e păcătos. Tu, Doamne, ești păcătos. Este o ofensă imensă adusă Creatorului lumilor. Și această ofensă este un autoblestem. Oamenii se blestemă singuri. Creatorul lumilor, care s-a sacrificat pentru noi ca să ne dea viață, dacă ar vedea oamenii câtă străduință acolo luni de zile creează acest organism, câtă grijă imensă. Și noi, în bătaie de joc, ne bătem joc de el și zicem, tu, Doamne, ești păcătos. Uite aici 464 de virtuți pe care tu, Doamne, trebuie să le respecti. În bătaie de joc. Deci a-L vedea pe Dumnezeu peste tot este un pericol maxim pentru oameni. Pentru că nu mai poți să urască atunci. Și asta a făcut biserica, împărțind în păcat și nepăcat, a cultivat ura. Dovadă, miliarde de oameni care au murit de 2000 de ani încoace. S-au omorât între ei. Eu știu că tu nu știi, că eu sunt bun, că tu ești rău. Că eu dețin adevărul și tu nu știi nimic. Divizare, divide timpera. Asta a făcut biserica. A fost arma de conducere a stăpânitorilor lumii. Așa cum a spus și Eminescu în poezia Împărat și Proletar. Prin împărția lui Dumnezeu în două și respingerea unei părți, așa s-au ridicat pe ei. Ură este peste tot. Ce a zis îngerul? Cum ne văd cei din lumea de dincolo? Cum ne vede Dumnezeu? Uită-te la ei. Toată lumea aceasta, toată lumea a zis, merge într-o direcție total opusă scopului pentru care a fost ei trimiși pe pământ. Deci scopul nu este a aduna. Ei știu foarte bine cum suntem. Ei știu că îl urâm. Ne dă viață, datorăm lui viața noastră și noi îl urâm. Nu suntem normal la cap. Dar nu se pot schimba. Materia, biserica, mântuitorul mai sus, omul pus mai sus, înseamnă ură pe Dumnezeu. Când el a spus clar, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Nimeni nu se întreabă de ce evreii religioși se închină doar la Dumnezeu. De ce merg în jos? De ce noi mergem în sus? De ce ei nu se bat între ei și nu se omoară? De ce noi ne omorâm? Plăcerea, binele propriu este pus mai sus. El a văzut că noi nu ne putem schimba și că cu cât mergem mai sus, cu atât devenim mai răi. Dar a zis, nicio problemă, vă ajut să mergeți mai sus, că vin după aceea împotriva voastră cu nefericiri, cu dureri și vă voi dobărâ. Pentru că ați intrat în blestem, pentru că m-ați părăsit. Când pui orice din lumea asta pe primul plan, noi îl părăsim pe el și intrăm în blestem divin. Și nu ne mai lasă să ne apărăm și ne distruge. Prin suferințe mari, poate vom înțelege. Și ăsta este secretul. Dacă reușim să-L vedem pe Dumnezeu peste tot și este foarte simplu, știința are dovezi o mulțime, atunci noi nu mai putem să urâm. Și se termine cu războaiele, cu ura între noi, cu supărarea, cu furia, cu mânia, cu judecata, pentru că nu mai avem pe cine să ne supărăm. Pe El, dar nu putem. Și pentru că a-L vedea pe Dumnezeu peste tot este foarte periculos pentru ei și au inventat un cuvânt, panteism, ei nici măcar nu se gândesc ce ar însemna, nu se întreabă ce s-ar întâmpla dacă l-ar vedea pe Dumnezeu peste tot. Dacă ar ști că în fața lor este divinul. Și normal este că este divinul, că e soare de iubire care ia diferite roluri, dar ei nu știu asta. Că tot ceea ce are margine, la 10-15 secunde în spate, este acela soare de iubire peste tot. Și ce s-ar întâmpla dacă l-am vedea pe Creatorul lumilor în toate situațiile de viață, peste tot? Se oprește ura, războaiele și bolile și nu mai pe cine să vindeci. Deci, atunci ne dăm seama că totul este o minciună. Dacă viața aceasta și corpul acesta și lumea aceasta este a Lui, cad reparatorii, stăpânii lumii, toți devenim egali. Voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei. Te duci în jos și viața se repară singură. Este atât de simplu. Cum vorbește diavolul? Este răstit, este acuzator, cere socoteală, contrazice. Mereu am întâlnit acest comportament. Și are ură și te contrează. Să ne gândim la regele perșilor. Deci Dumnezeu i-a dus pe evrei în robie la perși. Regele era unaltă a divinului și de robie aveau nevoie ca să li se scadă orgoliu. Până nu s-a omilit,
nu le-a dat drumul. Deci problema întotdeauna, la orice situație de viața noastră, este numai orgoliu. Din față vine orice și îl distruge. Nu contează ce presiune vine. Dumnezeu atacă întotdeauna ego-ul. În orice mod. Prin bol, suferințe, rachete, războaie. Fără să avem ego, nu vine nimic. Deci nu boala este problema și nu războiul, ci orgoliul nostru. Cu cât este mai mare, cu atât suntem într-un pericol mai mare. Să înțelegem asta. Nu-i problemă. Vom repeta până le vom înțelege și noi. Continuăm. Noul Testament, Matei cu 27. Iisus înaintea lui Pilat. Iisus dat spre moarte. Biciuirea, bajocorirea, răstignirea, moartea și mormântarea. Iar în faptul dimineții, toți mai marii preoților și bătrânii poporului au ținut un sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Dumnezeu a mișcat sfatul acela, trebuie să înțelegem. Și de ce să-l omoare? Pentru că orgoliul este foarte mare și atrage din față lovituri foarte mari. Cu cât orgoliul este mare, mai mare, cu atât loviturile sunt mai mari și merge până la moarte. Apoi legându-l, l-au dus și l-au predat lui Ponțiu Pilat, procurator. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit la moarte, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei 30 de arginți, zicând, greșit am de-am vândut sânge nevinovat. Ei îi răspunseră, ce ne privește pe noi? Tu vei vedea. Ci el, aruncând arginții în templu, a plecat. Apoi s-a dus și s-a spânzurat. Iar mai marii preoților, luând banii, ziseră, nu se cuvine să-i punem în visteria templului, deoarece sunt preț de sânge. Și după ce au luat înțelegere împreună, au cumpărat cu ei țarina olarului pentru îngroparea străinilor. Pentru aceea s-a numit țarina aceea țarina sângelui până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice, și-au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit care s-a drămuit de fiii lui Israel și i-au dat pe țarina olarului după cum mi-a rânduit mie Domnul. Iar Iisus stătea înaintea procuratorului și l-a întrebat procuratorul zicând, tu ești împăratul iudeilor? Și Iisus i-a răspuns, tu zici, dar la pârile aduse lui de către mai mari preoților și de către bătrâni nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat, nu auzi câte mărturisesc ei împotriva ta? Însă nu i-a răspuns lui niciun singur cuvânt, încât procuratorul se mira foarte. Deci pentru romani era o problemă politică, să apară un conducător al iudeilor, care putea să întoarcă oamenii împotriva lor, pentru că avea autoritate asupra oamenilor și era ascultat. La sărbătoarea Paștilor, procuratorul avea obiceiul să dea drumul pentru popor la un întemnițat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un vinovat vestit care se numea Baraba. Și adunați fiind la oaltă, Pilat le zise, pe care voi să vi las vouă slobot? Pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din răutate l-au dat în mâna lui. Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui trimisa lui acest cuvânt. Nimic să nu aibi cu dreptul acela, căci mult am suferit azi în vis pentru el. Însă mai mari preoților și bătrânii înduplecară gulatele ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă, ci că ură, că se ridica pe el mai sus. Asta este normal. Și ura aceasta, invidia asta, era normală, pentru că Iisus cel simplu și modest nu se putea ridica pe el mai sus. Dar Iisus cel simplu și modest nu poate fi urmat de nimeni pentru că nu le convine că își pierd averea. Iar atunci când te ridici pe tine, normal că oamenii vin și te invidiază, vor să te piardă, adică să te elimine. Pentru că acolo sus oamenii împart în bine și rău și luptă cu Dumnezeu negativ. Procuratorul, luând cuvântul, i-a întrebat, pe care voiți din amândoi să vi-l las vouă slobot? Iar ei răspunseră, pe Baraba. Atunci Pilat le zise, dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? Răspund cu toții, să se răstignească. Deci Dumnezeu prin ei îl răstignește pe Iisus cel de sus. Iisus cel de jos nu-l vede nimeni, a dispărut din peisaj. Și a zis iarăși Pilat, dar ce rău a făcut? Ei însă mai cu prisos strigau și ziceau, răstignească-se. Adică să-l elimine. Deci omul obișnuit împarte în bine și rău, este și foarte influențabil, își urmărește binele, are încredere în autoritate, că autoritatea spune ceva, asta zice și el, nu are minte, nu gândește și nu cercetează. Aceea Dumnezeu îi trimite și la războaie. Este o metodă de selecție a naturii.
al lui Dumnezeu. Deci văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare turburare se face, a luat apă, s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii și a rostit: nevinovat sunt eu de sângele acestui drept, voi veți vedea. Iar tot poporul a răspuns și a zis: sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci l-a liberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. Iisus cel de sus și foarte sus. Iar ostașii procuratorului, luând cu ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată cohorta și l-au dezbrăcat de hainele lui și i-au pus o hlamidă roșie și, împletind-o cu lună de spini, i-au pus-o pe cap și în mâna lui cea dreaptă, trestie. Apoi, îngenunchind înaintea lui, râdeau de el zicând: bucură-te, împăratul iudeilor. Și dacă înțelegem că toate vin de la Dumnezeu, ce batjocură i-a făcut Dumnezeu? Pe nivelul orgoliului pe care îl aveam. Că dacă nu ai orgoliu, nu ești batjocura nimănui. Nu te jignește și nu te umilește nimeni. Dumnezeu arată întotdeauna ce este în tine prin oameni. Oamenii atacă, deci Dumnezeu atacă prin oameni întotdeauna nivelul nostru de orgoliu. Și scuipând asupra lui, luau trestia și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de hlamidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus ca să-l răstignească. Ieșind cu el afară, au găsit pe un om din Chirene cu numele Simon. Pe acesta l-au silit să ducă crucea lui. Și dacă au venit la locul numit Golgota, ceea ce însemnează locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar gustând nu a voit să bea. Iar după ce l-au răstignit, au împărțit veșmintele lui, aruncând sorți ca să se împlinească ceea ce s-a zis de prorocul: împărțit-au hainele mele loruși, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Apoi ostașii au stat jos și îl păzeau acolo. Iar deasupra capului i-au pus în slove vina lui: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Tot atunci răstigniți au fost împreună cu el doi tâlhari, unul de-a dreapta și al de-a stânga, iar trecătorii îl huleau și clătinau capetele lor. Și probabil strigau: de ce ne-ai luat păcatele? Cu siguranță strigau asta. De ce ne-ai luat greutăți ca să primim suferințe și mai mari? Nimeni nu ți-a cerut asta. Sau a cerut. Deci tot trecătorii lui Dumnezeu îl huleau și clătinau capetele lor, zicând: tu cel ce dărâm templu și în trei zile îl clădești, mântuiește-te pe tine însuți. Adică salvează-te acum, să te vedem. Deci Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Așiși de rași și mai mari preoților râdeau de el cu cărturare și cu bătrânii și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este împăratul lui Israel, pogoară-se acum de pe cruce și vom crede într-unsul. Normal. Deci a vindecat oamenii, a scos duhurile, a mers pe apă, înseamnă că poate să se salveze și pe sine. Dar pentru că nu putea să facă nimic din lucrurile acelea, nici pe sine nu s-a putut salva. Încrezutul s-a în Dumnezeu să-l scape acum, dacă vrea cu el, căci a zis: sunt Fiul lui Dumnezeu. Deci dacă ești sus de tot, Dumnezeu este împotriva ta. Ca să te numești Fiul lui Dumnezeu, trebuie să fii jos de tot. Și când ești jos de tot, nimeni nu te răstignește. În același chip îl ocărau și tâlharii cei împreună răstigniți cu el. Și de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar când către ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare zicând: Eli, Eli, lama sabatani. Adică: Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că te-ai dus prea sus. Deci asta înseamnă că atunci când mergem în sus, Dumnezeu ne părăsește. Uite ce frumos spune aici. Deci Dumnezeu a zis: nu ridicați nimic mai sus, nu vă închinați la un mântuitor, că nu există alt mântuitor, că vin împotriva voastră, înseamnă că m-ați părăsit și vin să vă opresc și vă blestem. Și uite, oamenii se urcă mai sus și se blestemă singuri. Și Dumnezeu îi părăsește și apare suferința. Deci când te duci în sus, vei suferi amarnic. Răstignirea. Asta va să spună. Dacă îți crești orgoliu, vei fi răstignit cu siguranță. Începe necazul, suferințe, boli, nenorocire. Oarecare dintre cei ce stăteau acolo auzind ziceau: pe Ilie îl strigă acesta. Iar unul dintre ei alergă îndată și luând un burete, îl umplu de oțet. Îl puse într-o trestie și dădu să bea. Iar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Ci Iisus, strigând încă o dată cu glas mare, și-a dat duhul.
Și iată, catapeteasma templului se sfâșie în două, de sus până jos, iar pământul se cutremură și stângile se despicară. Nu este normal să ridici un om așa de sus, în condițiile în care soarele de iubire este egal în toți. În toți. Și nu este normal să-l pui să facă miracole și minuni, în condițiile în care cel mai mare miracol este faptul că existi și că ai greutăți în viață, ai suferinți. Ce miracol mai mare să fie decât suferințele pe care trebuie să le învingem? De ce trebuie neapărat să ne uităm la lucruri exterioare miraculoase, când cel mai mare miracol este să te înfrângi pe tine? Păi dacă ăsta e cel mai mare miracol, că Dumnezeu a zis, inima înfrântă, Dumnezeu nu va urgisi. Nu va chinui. Ăsta e cel mai mare miracol. Să fii înfrânt cu inima. Nimic din afară nu contează. Nimic. Că dacă te duci în jos, te apropii de el. Și a fi cu el este cea mai mare bucurie pe lume și cel mai mare miracol posibil. Al miracol nu există. Restul nu contează. Că va crăpa templu, cade catapeteasma, pământul se cutremură, stâncile se despică, ce contează? Nimic nu egalează miracolul înfrângerii de sine, apropierea de Dumnezeu. Aici pune accent pe exterior, te uiți în exterior. Cel mai mare miracol este înfrângerea personală. Mormintele se deschiseră și multe trupuri ale sfinților adormiți se sculară și ieșind din morminte, după învierea lui, intrară în cetatea sfântă și se arătară multora. Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cu tremurul și cele ce s-au făcut, s-au înfricoșat. Foarte și au zis, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era aceasta. Pentru ei era foarte important să-L ridice în continuare în slăvire, ca să-L învie, ca oamenii după aceea să se închină la El, ca să poată să facă o biserică. Și face o biserică pe un om orgolios, pe Iisus cel simplu și modest, care întoarce și obrazul cealalt și dă și cămașa de pe sine, nimeni niciodată n-a făcut nicio biserică. Pentru că nimeni nu poate să-L urmeze, pentru că nu le dă avere. Nu le dă posibilitatea să facă avere. Și le ia. Dați și cămașa de pe voi și dați averea voastră. Cine să-L urmeze? Dar... Și erau acolo multe femei privind de departe care urmaseră din Galileea pe Iisus și îl serveau. Între care era Maria Magdalena și Maria, muma lui Iacob și a lui Iosif și muma fiilor lui Zevedeu. Iar în amurgul zilei veni un om bogat, de fel din Arimateea, cu numele Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să îi se dea. Iar Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat și dein și l-a pus într-un mormânt nou al lui, pe care îl săpase în stângă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa gropniței și s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena și celălaltă Marie, stând în fața locului unde l-au îngropat. Aici problema este foarte mare. Afirmațiile din Noul Testament nu sunt verificate de nimeni. Nu au fost confirmate de nimeni. Afirmație, ca să fie adevărată, trebuie să fie confirmată din trei surse din afară, independente. Ori, pe timpul Iisus și în secolul I, niciun cronicar nu a vorbit despre existența lui Iisus. Și au fost 160 parcă de cronicari sau 260, nu mai țin minte, și foarte mulți și nimeni nu a vorbit despre Iisus. Așa miracole și minuni cu mișcări foarte mari de oameni era imposibil să nu fie remarcat. În schimb au fost remarcați oameni de nimic, neimportanți, care nici măcar nu au făcut istorie. Am întrebat inteligența artificială dacă a existat Iisus și ea a zis, numai biserica susține că a existat, oamenii de știință, istoricii și arheologii nu au găsit nicio dovadă a existenței lui. Dar nu contează dacă a existat sau nu a existat, faptul că a fost construit o biserică și o religie pe această poveste și oamenii se închină la nimic, spune foarte multe despre cum sunt oamenii. Poți să faci ce vrei cu ei, sunt ca o plastilină. Se iau doar unii după alții și niciodată nu cercetează. Nu interesează niciodată adevărul. Sunt ca oile. Unde le mâini, acolo se duc. Important din această poveste este faptul că chiar dacă Iisus cel de sus nu a făcut niciun miracol, nicio minune, și chiar dacă ar fi luat greutățile și suferințele oamenilor la mii și mii și mii de oameni, producându-le rău, pentru că Dumnezeu a trebuit după aceea să vină cu suferințe și mai mari, de fapt a salvat sufletul. Suferința respectivă este cea care l-a salvat sufletul. Deci tot rău este spre bine. A doua zi, care este după vineri, sâmbătă, s-au adunat mai mari preoților și farisei la Pilat și i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că acel amăgitor a spus,
fiind încă în viață. După 3 zile mă voi scula. Deci poruncește ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vie și să-l fure și să spună poporului: s-a sculat din morți și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Și Pilat le-a grăit: aveți păzitori, mergeți și întăriți cum știți. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu pază și au pecetuit piatra. Capitolul 28. Învierea lui Iisus, arătările lui, porunca botezului. Târziu, sâmbătă noaptea, când se lumina de ziua întâia a săptămânii, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată, s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului, pogorând din cer, a venit, a rostogolit piatra și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca o mătun. Și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca morți. Iar îngerul, vorbind femeilor, le-a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, că s-a sculat precum a zis. Veniți de vedeți locul unde a zăcut. Duceți-vă de grabă și spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și iată merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată v-am spus vouă. Iar ele au plecat în sârg de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat ca să vestească pe ucenicii lui. Dar când mergeau ca să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă. Și ele, venind aproape, au cuprins picioarele lui și s-au închinat lui. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă și dați de veste fraților mei ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Deci Iisus cel de sus a rămas sus și oamenii să se închină la el, se închină la orgoliu. Iisus cel simplu și modest nu-l vede nimeni și nu-l urmează nimeni, pentru că nu poate fi urmat, pentru că oamenii își vor pierde averea. Așa este simplu pentru ei, se roagă la un Iisus, la un salvator al lui Dumnezeu, își văd de averile lor, Dumnezeu le trimite necazuri, se rogă apoi la Iisus cel de sus, care nici nu a existat în realitate. Dar nu contează, important este finalitatea acestei rugăciuni. Deci oamenii vor vrea în continuare cât mai multă bogăție, avere, pe care nu se atinge nimeni, foarte important asta. Suferințele vor veni în continuare din ce în ce mai puternice, ei se vor ruga în continuare, se vor duce la preoți, medici și mai departe să-i salveze. Preoții și medicii și politicienii le vor da idol și mai mulți, ei fericiți că își vor conserva averea lor. Dumnezeu vine după aceea și le distruge și idolii aceia și îi duce în situații extreme, și până la urmă îi omoară. Deci este un fel de condamnare la moarte. Închinarea la idol este o autocondamnare la moarte, o autopedepsire, un autoblestem, care este implacabil. Iar dacă au plecat ele, iată, unii din străjeri venind în oraș au spus arhiereilor toate cele ce s-au făcut. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani din destul ostașilor, zicând: spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Iar de se va auzi aceasta la procurator, noi îl vom îndupleca și pe voi, fără de grijă, vă vom face. Ei luar arginții și făcură precum i-au învățat. Și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de azi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le rânduise lor Iisus. Și dacă l-au văzut pe el, s-au închinat lui, iar unii s-au îndoit. Și apropiindu-se Iisus, l-a vorbit lor zicând: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Foarte complicată afirmație, pentru că părerea de iubire este în fiecare din noi, indiferent cum suntem noi, șcăpologi, răi, mincinoși, proști, tâmpsoare de iubire care ia diferite roluri, nu este unul mai sfânt decât altul. Dacă îmi pui ceva mai sus decât altceva, nu mai sus decât celălalt, atunci îl contrazici pe Dumnezeu și spui că nu există, că nu conduci tu lumea și nu pătrunzi tu totul. Asta este afirmat, este de fapt afirmație făcută de diavol. De altă parte, fiecare din noi, conținând soarele de iubire, avem puterea soarele de iubire noi, puterea cerească și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Amin. Pe acest principiu se bazează rugăciunea, ritualurile. L-au făcut pe Iisus cel de sus și foarte sus viu,
Fiind pus ceva mai sus, oamenii caută să se îmbogățească, pun materia pe primul plan, se atașează de ea, vine Dumnezeu și le distruge tot ce pune mai sus. După aceea se roagă la Iisus cel de sus. Rugăciune care nu are niciun folos pentru că ei nu se schimbă pe ei și nu se înfrâng pe sine. Deci biserica nu se referă la înfrângerea de sine. Se referă la rugăciuni, la ritual care nu îi responsabilizează pe oameni. În condițiile în care Dumnezeu a zis nu mă interesează rugăciunile voastre și ritualurile voastre și nu mă interesează biserica, mă interesează doar purtarea voastră și faptele voastre. Și iarăși se opun lui Dumnezeu. Deci tot sistemul construit de biserică și religie se împotrivește lui Dumnezeu. Când te duci în sus, te îndepărtezi de El și apar suferințele. Sfânta Evanghelie, cea de la Marcu, capitolul 1. Ioan Botezătorul și Iisus Hristos și ispita predica întâi ucenici, întâiile tămăduie. Vreau să spun că, înainte de a veni în viață, a fost ținut între 6 luni și 1 an în camera unde cei 4 înțelepți au scris Biblia. Biblia a fost scrisă în același timp de acești 4 înțelepți. Vreau să ies din camera aceea, să mă ridic pe conul temporal și îngerul meu nu m-a lăsat. Și am stat acolo cu ei până au scris Noul Testament și am văzut cum au făcut, cum au gândit. Cel din capătul mesei, care semăna foarte bine cu arhipiscopul Tomisului de astăzi, s-a dus la fereastră, nu existau geamuri, era un turn de piatră, jos era o piață. Și a spus așa, lumea este într-o situație foarte dificilă. Haideți să scriem o carte. O carte. Deci o povestire. Și asta au făcut. Au pus pe hârtie niște principii fundamentale, de bază, le-au inversat și au început să aducă argumente inversului. Pe seama acestor argumente au început să construiască Noul Testament. Asta au făcut. Dar și alte trucuri pe care le vom explica pe parcurs. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în proroci. Iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale care va pregăti calea ta. Mereu se simte nevoia, necesitatea de a întări, de a certifica existența lui. Dar prin afirmații fără nicio acoperire, nedovedite de nimic. Noul Testament se adresează mulțimii care nu cercetează adevărul și nu interesează adevărul, interesează doar averea lor. Scopul a fost să le întărească interesul personal, să se vadă diferiți ca să poată să fie duși la armată, să lupte pentru mai mult bine pentru ei ca să poată să plătească taxele și impozitele stăpânitorilor. Oamenii trebuiau să se gândească că o scriptură este creată pentru interesul stăpânului. Așa cum spunea Eminescu în poezia Împărat și Proletar. Nimeni nu face o scriptură de dragul nostru ca să ne salveze. De altă parte, scripturile Biblia este cam peste 99% formată din afirmații polarizate, care scindează omul și îl face să se vadă diferit ca să poată să luptă cu aproapele lui. Degeaba se spune, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți, în condițiile în care tot timpul până atunci l-ai divizat. L-ai divizat și cum să-și iubească el aproapele, că îl vede diferit. Vrea să nu-l divizezi, dar nu ai făcut asta. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Așa a fost Ioan, botezând în pustie și propovăduind botezul pocăinței într-o iertare a păcatelor. Deci interesant aici este că singura soluție este pocăința. Asta vedem aici. Ca să ni se ridice cazurile, singura soluție este pocăința, care este ca un botez, ca o naștere din nou. Și au ieșit la el tot ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în apa Iordanului, mărturisindu-și păcatele. Și Ioan era îmbrăcat cu veșmânt de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Și mâncam insecte mai de mult. Și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să mă plec și să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Iarăși nu este corect, omul simplu și modest nu se ridică pe sine, nu ridică pe nimeni pe sine mai sus. Pentru că știe că în fiecare este acela soare de iubire, indiferent cum este el, mincinos, trădător sau bețiv. În toți este acela soare de iubire, voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei. Deci egalitate. Și normal să fie așa. La 10-15 secunde în spatele oricărei forme este același al nostru Dumnezeu, în toți egal. Nu contează manifestarea exterioară, rolurile și măștile lui. Noi ne uităm la măști, la conflictul măștilor și acest conflict nu contează.
Măștile funcționează ca valurile mării. Vin spre mal, se retrag, bacea în adânc. Și iarăși vin, și iarăși se retrag. Eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt. Omul smerit cu inima are Duh Sfânt într-adevăr. Dar omul care se ridică pe sine mai sus nu are Duh Sfânt. Dumnezeu a fugit de la el de acolo. Din cauza asta este orgolios, pentru că nu e Dumnezeu cu el. Nu îl mai înfrânează. Vine împotriva lui constrângător din afară. Și fost în acele zile că Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de la Ioan. Și îndată ieșind din apă a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogărând asupra lui. Și glas pornit din cer: Tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine bine am voit. Este imposibil să spună Dumnezeu acest lucru. Prima experiență pe care am avut-o la 2 ani cu măștile, când bărbatul, femeia, Vișnu și cățelul și-au dat masca jos și în locul acela a apărut Dumnezeu din lumea de dincolo, în lumină strălucitoare și puternică, a arătat că El este în toți. Cel nu putea să spună că este mult iubit unul din ei, El iubește pe toți la fel. El nu este părtinitor. Deci este afirmație incorrectă. Dar dacă Dumnezeu a vrut neapărat să-L ridice pe Iisus cel de sus și mai sus, sau oamenii să se închină la o imagine nevăzută, ca să-și întărească orgoliu, este foarte bine, înseamnă că El susține orgoliu, egoul, să poată să-L distrugă mai tare. Și în condițiile în care Dumnezeu vrea să distrugă omul, această afirmație este corectă. În condițiile în care nu vrea să-l distrugă, această afirmație este falsă. Iar Duhul l-a mânat de grabă în pustie. Și fosta în pustie 40 de zile, ispitindu-se de către Satana, și era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan fu prins, Iisus veni în Galileea, propovăduind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și zicând: S-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Omul nu crede decât în experiențele proprii. În urma suferințelor, el ajunge la o înțelepciune și pe aceea se bazează. Acea înțelepciune, așa cum este, cât de puțină, este împărăția lui Dumnezeu pentru el. Pentru el. În viața aceasta, acum. Și umblând pe lângă Marea Tiberiadei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, pe când aruncau mreaja în mare, că erau pescari. Și l-a grăit Iisus: Veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Iar ei au lăsat numai decât mrejele lor și au mers după el. Puțin mai departe de acolo a văzut pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, ci ei erau în corabie și își drăgeau mrejele. Și a chemat pe ei îndată, iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu simbriașii lor s-au dus după el. Și venit în Capernaum, a început numai decât să învețe, sâmbăta în sinagogă. Și erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța pe ei ca acel care are putere, iar nu în felul cărturarilor. Condițiile în care și cărturarii erau tot divinul, care juca un rol. Și nu era nevoie să îi respingă. Deci împărțire, bine, rău. Mai bine, mai sus. Unul care are putere, ceilalți poliți de putere. Întotdeauna trebuie să înțelegem că în momentul în care anulăm pe Dumnezeu negativ și spunem că este rău, îi luăm puterea. Întotdeauna îi luăm puterea. Acum, era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare și zicea: Ce avem noi cu tine, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știm cine ești tu, Sfântul lui Dumnezeu. Iarăși îl ridică în slăb. Iar Iisus l-a certat și a zis: Amuțește și ieși din el. Adică din omul lui Dumnezeu. Și cui a spus? I-a spus soarele de iubire. Atâta timp când nu știm că Dumnezeu pătrunde totul, există diavol, iad, duhul necurat și mai departe. Dar în momentul în care știm că peste tot este numai El, pentru că viața Lui, corpul Lui și lumea Lui și voința Lui în toate, atunci dispar diavolul, iadul și deștepții care exorcizează. E Dumnezeu, culmea de pe lume. Totul vine din împărțire, ceva mai sus decât altceva. Atunci oamenii au ajuns, unul este mai sus, altul este mai jos, nu are duhuri, celălalt nu are duhuri. Deci împărțirea dă putere celui care a împărțit și autoritate. Și scuturându-l, duhul cel necurat și strigând cu glas mare a ieșit din el. Deci pentru cei care împart în bine și rău, duhurile necurate există. Pentru cei care nu mai împart și văd pe Dumnezeu peste tot, nu mai există.
Spre exemplu, pentru Iisus cel simplu și modest nu există niciun duh necurat. Există numai Dumnezeu. Și s-au spământat toți cât se întrebau între ei și ziceau, ce este aceasta? Și ce este această învățătură nouă? Că și duhurilor necurate le poruncește cu putere și ascultă de el. Să înțelegem că Iisus cel simplu și modest nu are nevoie să scoată niciun duh, pentru că îl vede pe Dumnezeu peste tot. Pentru el nu există duhuri rele, decât pentru cel care împarte în păcat și nepăcat, în duhuri rele și duhuri bune. Ele există datorită împărțirii, dacă nu împarți, ele nu există. Și atunci, de vreme ce nu există, nici cel care a poruncit nu are putere, pentru că nu există duhurile pentru el. Deci ca să capete cineva putere, trebuie să împartă în bine și rău și să respingă pe Dumnezeu negativ și să spună că e duh necurat. Iar vestea lui s-a răspândit curând pretutindeni în toată împrăjmuirea Galilei. După ce au ieșit din sinagogă, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei, cu Iacov și cu Ioan. Tot ce face Iisus cel sus este ca să impresioneze, să ridice mai sus. Iisus cel simplu și modern ar fi rușine să facă așa ceva, pentru că nu vrea să fie văzut, nu are nevoie să fie urmat de nimeni. Dar soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri și atunci i-au vorbit despre ea. Și venind la ea, a ridicat-o, apucând-o de mână și au lăsat-o frigurile și ea le slujea lor. Iar când s-a făcut seară și soarele apusese, o a dus la el pe toți bolnavii și demonizații. Și era tot orașul la oaltă adunat la ușă și a tămăduit pe mulți care pătimeau de fel de fel de boli și demoni, mulți a scos afară. Iar pe demoni nu îi lăsa să vorbească pentru că îl știau că e Hristos. Deci l-a împărțit pe Dumnezeu în bun și rău, în demon și înger și s-a năpustit asupra lui Dumnezeu demon să-l vindece sau să scoată demonii din el. Atunci s-a ridicat pe el mai sus decât Dumnezeu. Condițiile în care noi nu putem să vindecăm pe nimeni. Omul singur se poate mișora și îl atinge pe Dumnezeu pentru că el este numai jos. Atunci el repară corpul care este al lui și viața lui. Încă noastră problemă este orgoliu, adică faptul că ne ducem în sus spre mai mult bine. Când ne reducem binele, atunci mergem spre divin, în jos și pornesc mecanismele de reparare ale vieții și ale destinului nostru automat. E singura operație care se face, înfrângerea de sine. Nu ai nevoie de medicamente, de tratamente, de scos duhuri, de nimic. Cât de înfrângere de sine, după mii de jertfe de sine ale lui Solomon, Dumnezeu a venit și a zis, iată-mă. Asta este singura soluție, este scrisă în Biblie, în Vechiul Testament și este clară și simplă. După mii de jertfe de sine, numai că nouă nu ne convine, noi vrem să ne conservăm binele și să-l și creștem. Vrem cât mai multă avere. Asta este singura noastră preocupare pe pământ. Iar a doua zi, foarte de cu noapte, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Dar a mers după el Simon și cei ce erau cu Simon și aflându-l, i-au grăit, toți te caută pe tine. Și el răspunsa lor, să mergem aiurea prin târgurile învecinate ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am venit. El a venit să propovăduiesc. Condiția în care Iisus cel simplu nu propovăduiește nimic la nimeni. El e tăcut, simplu și modest. Când te înfrângi pe tine, l-ai atins pe Dumnezeu, te unești cu el. Prin acest sacrificiu de sine, te unești cu el. Și înfrângându-te pe tine, căzând de gol, în fundal, mulți oameni vor beneficia de această învingere de sine a ta. Fără să faci nimic asupra lor, fără să propovăduiești nimic. Exteriorul nu poate fi modificat decât schimbându-te pe tine în interior. Nu se poate acționa direct asupra lui, că acolo în față este Dumnezeu și oamenii lucrează la poruncă de sus. Și nu ai pe cine să înveți. Noi aici facem Biblia secretă pentru noi, ca să învățăm noi. Și el răspunsa lor, să mergem aiurea prin târgurile învecinate ca să provodesc și acolo. Deci el a venit ca să provodească. Noi nu venim pentru așa ceva. Venim ca să ne înfrângem pe noi, să ne înfrângem ego-ul. Și nimeni nu vine pentru altceva, cât ca să își distrugă ego-ul. Dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți. Am zis că vin să provodesc ceva. Și ca să depășesc greutățile vieții. Și în măsura în care le vinci, tu te înalți. Această înălțare contează. Deci greutățile vieții te ajută foarte mult. Și a proces propovăduind prin sinagogile lor în toate Galileea și pe demon îi scotea afară. Ce grozav era el. Și un lepros a venit la el rugându-l și căzând în genunchi înaintea lui și zicându-i, de voiești poți să mă curățești.
Iar lui Iisus, făcându-i se milă, a întins mâna lui și s-a atins de el și a zis, voiesc, curățește-te. Deci l-a vindecat pe Dumnezeu în condițiile în care Dumnezeu i-a dat bolile respective ca să se distrugă din orgoliu. Cu siguranță a trebuit să vină după aceea cu o forță mai mare. De-abia după aceea, diferența respectivă este cea care i-a purificat sufletul, dar nu se știe dacă a mai trăit. Că nu spune nimic. Deci, cineva neajutându-te cu nimic, pentru că nu poți să-l vindești pe Dumnezeu, că e corpul lui, e viața lui, ne purifică sufletul, pentru că vine o suferință mai mare. Acea suferință ne curăță sufletul. Și asta a făcut. Asta face orice stăpân al lumii. Ei, ajutându-ne cu nimic, ne curăță sufletul. Ne salvându-ne viața, ne curăță sufletul. Făcându-ne rău, ne curăță sufletul. Și când a zis așa, în clipa aceea s-a depărtat lepra de la el și s-a curățit. Nu se poate. Deci Dumnezeu nu dă voie așa ceva. Ne duce în suferințe care ne scad orgolul și acelea sunt vindecarea noastră, suferințele. Și porucindu-i cu asprime, l-a scos pe loc afară. Deci nu ai cum să iei greutățile, suferințele omului, pentru că iei, de fapt, mântuirea. Dumnezeirea. Și-l arunci în suferințe și mai mari. De-abia acele suferințe mari sunt cele care îi curăță sufletul. Deci făcându-i rău corpului, vieții omului, îi face bine sufletului. Dumnezeu a găsit toate soluțiile și aceasta care este cea mai bună, întărește orgoliu, după aceea vine și ne distruge. Și i-a zis, vezi, nimănui nimic să nu spui, ci mergi de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a rânduit Moise spre mărturie lor. Dar el ieșind de acolo a început să spună mult și tare și să răspundească vorba, încât Iisus nu mai putea să intre pe față în oraș, ci stătea afară în locuri pustii și venea lumea la el din toate părțile. Deci omul, bineînțeles, vrea să nu mai sufere. Nu înțelege că acea suferință de fapt îl înalță. Iar dacă cineva le ia din suferință, o suferi și mai tare. Deci se programează pentru dureri mai mari. De-abia acele dureri sunt cele care îi curățesc sufletul. Deci pe noi doar necazurile, pierderile, bolile, suferințele, durerile ne salvează sufletul și îl purifică. Capitolul 2. Vindecarea paraliticului, chemarea lui Matei, postul și smulgerea spicelor în zi de sâmbătă. Intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este acasă și s-au adunat așa de mulți că nu mai era loc nici înaintea ușii și de grea lor cuvântul împărăției. Și vin și aduc la el un slăbănoc pe care îl purtau pentru 4 inși. Și neputând, din pricina mulțimii, să se apropie de el, au desfăcut podina înveditoare unde era Iisus și prin spărtură au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănocul. Atunci văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănocului, fiule, iartă-se ție păcatele tale. Și iar i-a luat din greutățile omului ca să-l ducă în suferințe mai mari și de-abia acele suferințe sunt cele care îi vindecă sufletul. Și făcându-i rău, întărindu-i orgoliu, dându-i o stare de bine de moment, îl aruncă în dureri și mai mari. Dar nu se spune mai departe asta. Dar erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cugetau în inimile lor. Pentru ce vorbește acesta astfel? El hulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Corect. Cel care a făcut organismul acesta îl știe și repara. Cineva din afară nu poate să facă nimic. Dar poate să producă rău, răul acela să aducă suferințe foarte mari, abia acele suferințe să purifice sufletul nostru. Deci răul pe care îl face, până la urmă se transformă într-un bine pentru suflet. Trebuie doar să înțelegem care este rostul lucrurilor. Deci cel care se ridică pe sine hulește, spun aici cărturarii. Corect. Nimeni nu poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu. Și pe dată cunoscând Iisus cu Duhul lui că așa gândesc și întru sine, l-a grăit. De ce cugetați aceasta în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, iartă-se ție păcatele tale sau a zice scoală-te, ia-ți patul tău și umblă? Ci să știți că Fiul omului are pe pământ putere ca să ierte păcatele, a zis slăbănogului. Ție zic, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Deci cineva din afară nu poate să spună lui Dumnezeu nimic. Acest lucru nu se poate întâmpla. Numai cel care a făcut viața poate să repare viața. Dar în economia povestirii este foarte bine, s-a ridicat foarte mult Iisus,
și a fost ridicat mai sus, oamenii se închină la el și au înțeles foarte bine că sunt liberi la îmbogățire și când vine cazul peste ei, că normal trebuie să vină când te duci mai sus, te lipești de materie, trebuie să vină necazul să te desprindă, atunci ei se roagă la Iisus cel de sus, care este viu și care nu are nicio putere asupra vieții care este a lui Dumnezeu, se roagă la nimic, degeaba, și continuă, asta este foarte important, continuă să-și caute mai mult binele, averea lor. Când fac lucrul acesta, trebuie să vină necazuri și mai puternice și nimic nu-i mai poate salva. Deci ăsta este rolul bisericii, să producă o suferință mai mare, suferință care poate să purifice sufletul sau poate să aducă moartea, depinde. Și s-a sculat și pe loc, luându-și patul, a ieșit afară, înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu, zicând că așa lucruri n-au văzut niciodată. Care pe Dumnezeu? Îl preamăreau pe Iisus, cel de sus și foarte sus. Și din nou a ieșit la țărmul mării, iar tot norodul venea la el și le dădea învățătură. Cui dădea învățătură? Că în față este Dumnezeu, care are toate rolurile, și trădător, și mincinos, și bețiv, și slăbănoc. N-ai cui să-i dai nicio învățătură, decât ție. Și trecând văzu pe Levi, a lui Alfeu, șezând la vamă și zise, vină după mine, iar el, sculându-se, a mers după el. Și așa a fost că pe când ședea Iisus în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui, că erau mulți și mergeau după el. Cum și cărturari dai fariseilor. Deci, văzând aceștia că mănâncă împreună cu vameșii și cu păcătoșii, au zis câte ucenicii lui, împreună cu vameșii și cu păcătoșii mănâncă și bea învățătorul nostru? Dar auzind Iisus, a rostit către ei, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei ce pătimesc. N-am venit să chem pe drept, ci pe păcătoși la pocăință. Iar am împărțit în păcătos, nepăcătos, drept, nedrept. Deci acolo unde este împărțire, nu e adevărat ce spui. Dumnezeu nu poate fi tăiat pe bucăți. La pocăință nu poți să-i convingi pe oameni, că dacă nu scrie acolo pocăință în planul lor, n-ai cum să îi convingi. Numai suferința îi poate duce la înfrângere de sine. Pierderile, necazurile, durerile, bolile pe care Iisus cel de sus le-a luat de la oameni. Și atunci, dacă le-a luat, cum să se pocăiască? Că numai suferința îi duce în pocăință. Deci le-a luat ceea ce îi duce în pocăință. Și în înțelepciune, și în înțelegere, și în iubirea orice a fi. Le-a luat calea spre îndumnezeire, care sunt greutățile și durerile, suferințele. Nu se iau astea. Poți să iei, ca medic, spre exemplu, durerile, dar nu o să te atingi de orgoliu și atunci boala se va transforma într-o boală mai dură. Întotdeauna, dar întotdeauna. Pentru că nu se referă la cauză. Oamenii își conservă bunăstarea și nimeni nu se gândește să-și restrângă bunăstarea. El pierde în continuare energie vitală pe orice. Pe casă, pe mașină, pe bani, pe mâncare, pe plăceri, pe ușor, pe plăcut, pe comod, pe confort, pe stabilitate, siguranța vieții și savoare. În toate modurile. Pe judecată, pe idoli, pe idealuri de sfințenie și reguli absolute, deci nicio șansă. Nu te poate salva nimeni. Singur te salvezi. Dacă înțelegi, dacă nu înțelegi, înseamnă că nu este momentul să înțelegi și ai nevoie de durere. Ucenicii lui Ioan și fariseii erau postitori și au venit și au zis lui, de ce ucenicii lui Ioan și ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Și Iisus le-a răspuns, pot oare fi nunții să ajuneze până când este mirele cu ei? Câte vreme au pe mirele cu ei, nu pot să ajuneze. Deci ce grozav este el? Dacă el este acolo, e destul. Nu mai este nevoie să se înfrângă pe sine. Ceea ce este imposibil. Chestia este că dacă ești înfrânt cu inima, Iisus cel de sus nu mai este acolo. A dispărut. Iisus cel de sus vine numai la omul care este orgolios. Dar vor veni zile când se va lua mirele de la ei și atunci vor ajuna într-o acele zile. Deci așa cum am spus, dacă ești înfrânt cu inima, Iisus cel de sus dispare. Iar dacă nu ești Iisus, ești înfrânt cu inima, Iisus cel de sus va veni să-ți distrugă orgoliul. Deci Dumnezeu amplifică orgoliul nostru, nu e idol. Și asta se întâmplă. Deci oamenii care au orgoliu, întotdeauna se vor închina la un Iisus mai sus. Iar omul care nu are orgoliu, fiind jos de tot, alături de Dumnezeu, se vede pe Dumnezeu peste tot și nu are nevoie să se închină la nimic. El acceptă viața așa cum este. Acceptarea aceea este unirea cu Dumnezeu. El e sluga tuturor și este destul. Cel care este sluga tuturor, nu are nevoie să se închine la un Iisus mai sus. Numai cei care sunt orgolioși, care își apără avutul lor, averea lor. Ei se închină ca o modalitate de a nu-și pierde averea. Din cauza aceasta o vor pierde mai repede, pentru că
omul care se închină la ceva mai sus, Dumnezeu vine și ia tot ceea ce depășește necesitatea, cu siguranță, cu siguranță. Nimeni nu spune lucrul ăsta. Nimeni nu coase la haină veche petec dintr-o fâșie nouă, iar de coase plinitura aceasta nouă trage din veșmântul vechi și se face o ruptură și mai rea. Este ca și când ai spune, nu poți să iei un ciorap curat pe un picior murdar. Trebuie întâi să îți speli piciorul și apoi îți iei ciorapul. Deci, întâi de toate te înfrângi pe tine și a dispărut salvatorul. S-a evaporat. Nici nu a existat. Nimeni iarăși nu pune vin nou în burdufuri vechi. Iar de nu, vinul nou va sparge burdufurile și se varsă și vinul și se nimice și burdufurile, ci se cade să pună vinul nou în burdufuri noi. S-a întâmplat ca într-o zi de sâmbătă Iisus să treacă printre holde, iar ucenicii lui mergând pe drum au început să smulgă spicele. Atunci fariseii au zis către el, vezi, pentru ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? Iisus le-a răspuns, au niciodată n-a citit ce a făcut David când a avut lipsă și a flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în locașul lui Dumnezeu în zilele lui Abiatar, ahereul, și a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvine să le mănânce decât numai preoții, și a dat și celor ce erau cu el? Și le mai zise lor, sâmbăta a fost făcută pentru om și nu omul pentru sâmbăta. Astfel că fiul omului este domn și al sâmbătei. Deci nu contează sâmbăta sau nu. Muncești sau nu muncești sâmbăta, nu contează. Fiul omului este domn al sâmbătei. Capitolul 3. Vindecarea celui cu mâna uscată și alte vindecări. Alegerea celor 12 apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Spirit, mama și frații lui Iisus. Și iarăși a intrat în sinagogă și era acolo un om cu o mână uscată. Ci îl pândeau pe Iisus să vadă de el tămăduiește sâmbăta, ca să-i găsească vină. El grăiește atunci celui care avea mâna uscată, stai drept aici în mijloc. Și întrebă pe ei, cuvine-se sâmbăta a face bine sau a face rău, a mântui un suflet ori a ucide, dar ei tăceau. Ci din jur, privindu-i cu mânie și întristându-se de învârtoșarea inimilor, rosti către om, întinde mâna ta și o întinse și mâna lui se făcu la loc sănătoasă ca și cealaltă. Iar ieșind fariseii au făcut îndată sfat cu irodianii împotriva lui ca să-i piază. Iisus împreună cu ucenicii lui a plecat înspre mare și mulțime de norod din Galileea și din Iudeea l-a urmat. Din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan, din prejurul Tirului și Sidonului, mulțime mare care, auzind câte făcea, venea la el. Și de atâta gulată le-a spus ucenicilor să fie pentru el o luntre la îndemână ca să nu-l strâmtoreze, fiindcă tămăduia pe mulți, așa că năvăleau asupra lui să se atingă de el toți câți aveau beteșuguri. Iar duhurile cele necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea lui, strigau și ziceau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ci el le certa mult ca să nu-l dea pe față. Apoi s-a suit în munte și pe care a voit el, i-a chemat la sine și au venit. Și a făcut pe 12 să fie cu el și să-i trimită să propovădească. Și să aibă putere să vindece boalele și să scoată afară pe demon. Uite, extraordinar! Adică să-l învețe pe Dumnezeu și să scoată bolile din Dumnezeu. Și să aibă putere să vindece boalele și să scoată afară pe demon din Dumnezeu. Deci a rânduit pe cei 12, pe Simon și i-a pus numele Petru, pe Iacob al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui Iacob, și le-a pus lor numele Boanerges, adică fiii tunetului. Pe Andrei, pe Filip, pe Bartolomei, pe Matei, pe Toma, pe Iacob și al lui Alfeu, pe Tadeu, pe Simon Cananeul. Și pe Iuda Iscariotanul, cel ce l-a vândut. Când a venit acasă, mulțimea s-a grămădit din nou, așa încât ei nu puteau nici pe pâine să mănânce. Și auzind ai săi despre aceasta, au ieșit ca să-l prindă, că ziceau, nu-și este în fire. Iar cărturarii care veneau din Ierusalim ziceau că are pe Belzebul și cum că cu domnul demonilor scoate afară pe demon. Atunci a chemat la sine și l-a vorbit în pilde. Cum poate Satana pe Satana să-l scoată afară?
Întrebarea este cum poate Satana să scoată pe Satan afară din Dumnezeu, că e viața lui. Adică cum poate Dumnezeu să-l aibă pe Satana pe el, în el? Dacă o împărăție se va desmina întru sine, acea împărăție nu poate să mai stea. Și dacă o casă se va desmina întru sine, casa aceea nu poate să se ție. Am putea adăuga că Dumnezeu a pregătit pentru om cine știe ce suferințe, nimeni nu poate să le scoată. Nimeni. Și dacă Satana s-a sculat însuși asupra sa, atunci s-a dezbinat și nu poate să dăinuiască, ci are sfârșit. Și este vorba de un comportament accentuat al omului spre care Dumnezeu îl împinge ca să poată să sufere mai tare. Ce este Satana? Un comportament agresiv. Și nu este nimic de scos. Omul are nevoie de acel comportament și are nevoie de acele suferințe, de conflictele prin care Dumnezeu îl împinge să treacă. Pentru că numai acele conflicte îl pot învăța pe el lucruri esențiale, importante. Îl pot înțelepți și să-l ducă în iubirea orice a fi. Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să-i răpească sculele de nu va lega întâi pe cel tare și atunci va jifui casa lui. Deci, cum poate să vină cineva din afară să-l vindece pe Dumnezeu? Trebuie întâi să-l lege pe Dumnezeu, să-l blocheze, să-l oprească pe Dumnezeu să reacționeze, ca să poată să-l fure. Deci nu se poate acționa spre un om deloc. Deci nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să-i răpească sculele de nu va lega întâi pe cel tare și atunci va jefui casa lui. Adevăr grezi vouă că toate păcatele iertase vor fiilor oamenilor și hulele către vor câte vor huli. Dar cine va huli asupra Duhului Sfânt nu are iertăciune în veac, ci de păcat veșnic va fi vinovat. Păi când vrei să-l vindești pe Dumnezeu, ce este? Nu este hulă? Nu e împotrivire la puterea divină? E o negare a puterii lui Dumnezeu. E ca și când ai spune că tu, Doamne, n-ai nicio putere asupra corpului pe care tu l-ai creat. Ceea ce este imposibil. Este o anulare a puterii divine. Este o contrazicere a puterii lui Dumnezeu. O scădere a puterii lui. O anulare a puterii lui. Ceea ce este imposibil. Că Dumnezeu într-o clipă poate să retragă ființa respectivă și să se facă fum. Ce să vindeci la fum? Pentru că ziceau, are duh necurat. Ci au venit muma lui și frații lui și stând afară au trimis la el ca să-l cheme. Iar mulțimea ședea împrejurul lui și i-au zis unii, iată, mama ta și frații tăi și surorile tale sunt afară, te caută. Atunci răspunzând lor, le-a zis, cine este mama mea și frații mei? Și de jur privind pe cei ce ședeau în jurul lui, rosti, iată, mama mea și frații mei. Păi aici recunoști că peste tot e soarele de iubire și că nu este numai în mama ta și în frații tăi. Este peste tot, aici recunoști. Păi dacă soarele de iubire este peste tot, pe cine vindești tu? Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Deci a face voia lui Dumnezeu înseamnă a trece prin cine știe ce greutăți și conflicte. Asta înseamnă a face voia lui Dumnezeu. Cine să ia lui Dumnezeu conflictele respective, greutățile acelea care îl îndumnezesc pe omul acela? De ce să îi le ia? Ca să vină după aceea Dumnezeu cu o forță mai mare și să-l doboare la pământ. Și de-abia suferința care i-o dă atunci este cea care curăță sufletul. Deci Iisus făcând rău, Iisus cel de sus, făcând rău oamenilor.